Doamnă vicepreședinte a Senatului, domnule premier desemnat, doamnelor și domnilor, domnule Marcel Ciolacu, președinte al Camerei Deputaților și președinte al PSD, încep prin a vă felicita pentru achiziție. Nu e puțin lucru să scoți PNL de la guvernare din poziția de vioara întâi și să-l bagi înapoi ca anexă a PSD. Nu e chiar de colo să convingi echipa câștigătoare să smulgă înfrângerea din ghearele victoriei. Pentru că asta au făcut în aceste zile colegii din PNL din echipa câștigătoare, au aruncat senini pe geam rezultatul alegerilor de anul trecut și s-au încolonat cu minți în spatele partidului dumneavoastră. Ați reușit, domnule Ciolacu, ceea ce nici Ion Iliescu n-a fost capabil să facă, ați scos PNL-ul din istorie și l-ați pus în buzunarul de la piept al PSD. Și pentru asta meritați aprecierea. E adevărat că nu e prima oară când partidele dumneavoastră își găsesc afinități neașteptate, dar este prima oară când PNL, de bună voie și nesilit de nimeni, predă guvernarea și odată cu ea urma de demnitate pe care o mai aveau. Și un scenariu ideal ar fi fost ca dumneavoastră să preluați valorile liberale, transparența, democrația, interesul pentru cetățeni, nu pentru clasa economică, din economie, dar lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Însă, ceea ce ați descoperit cu adevărat, ați descoperit disperarea penelismului. Iar penelismul înseamnă ambiție fără rațiune, mult orgoliu fără bază și un salt absurd în afara realităților acestei țări. Pentru că da, este penelism atunci când abandonezi o guvernare reformistă în favoarea uneia retrograde pe care o construiți acum. Penelism este și atunci când inventezi un minister pentru doamna Firea după ce anul trecut țipai în gura mare pe toate posturile că este incapabilă să administreze fonduri publice. Și tot penelism este atunci când aduci înapoi în guvernare pe semnatarul Ordonanței 13, care a scos în stradă sute de mii de români. Cum credeți, stimați colegi ai majorității, că vă privesc acum acei colegi, acei români care au ieșit atunci în stradă? Care e mesajul pe care îl transmiteți? Am o întrebare. De ce nu l-ați chemat direct și pe Liviu Dragnea, că e liber de contract, să-i predați Ministerul Justiției? Aceasta ar fi fost, într-adevăr, mesajul corect al acestei coaliții și n-ar mai fi fost nevoie de tot acest balet de argumente pe care îl vedem în aceste zile. Ați făcut acest guvern spunând că va fi un guvern al stabilității, dar am văzut în ultimele zile cum deja nu vă înțelegeți pe funcții. Am văzut cum vă ștergeți pantofii cu principiile proprii și cu speranțele oamenilor. Și n-am văzut-o doar eu sau noi cei de la USR. O vede întreaga țară. Vă vede întreaga țară în acest moment. Și așteptăm într-adevăr să vedem cum veți înghesui în bugetul acestei țări promisiunile fantasmagorice despre care vorbiți în aceste zile. Nu este un guvern al stabilității. Va fi, dacă nu avem ghinion, și de data aceasta, va fi în cel mai bun caz un guvern al stagnării. Dar cel mai probabil, cunoscându-i pe mulți dintre dumneavoastră, va fi un guvern al pașilor înapoi, pas cu pas către marginea prăpăstiei. Domnule premier desemnat, ați intrat recent în politică și veți primi o responsabilitate foarte mare astăzi. Aveți de gestionat o pandemie, aveți de rezolvat criza economică și aveți de dat răspunsuri concrete despre ce se va întâmpla cu justiția în această țară. Și nu o să vă cerem să controlați ce fac partidele din coaliție. Știu că acest lucru va fi imposibil. Vă cer însă doar să fiți sinceri și cinstit cu românii și să le spuneți din când în când, privindu-i în ochi, cine va lua deciziile în acest guvern. Românii chiar au dreptul să știe cine va fi responsabil de ceea ce va urma. Și vă cer același lucru pe care noi, cei de la USR, l-am cerut și președintelui Klaus Iohannis. Curajul de a explica, privindu-i pe români în față, faptele și deciziile pe care le ia. Pentru că președintele României este, în realitate, nașul colaborării care se naște astăzi. Și sunt surprins, recunosc, sunt surprins să văd că lipsește de la această cumetrie tristă. Am înțeles că ieri marcarea Zilei Naționale nu a avut loc pe agenda domniei sale, dar un eveniment de familie, așa cum este astăzi botezul noului FSN în Parlament, mă așteptam să îl intereseze și să-l onoreze ca atare. Este a patra șansă pe care președintele Iohannis o dă PSD
Și n-am nicio îndoială că dacă va fi nevoie, o va da și pe a cincea, și pe a șasea, și oricâte vor fi necesare. Pentru că nu e o greșeală, cum am crezut mulți dintre noi. Și nu este un accident, cum am crezut mulți dintre noi. Este pur și simplu cinism, nepăsare și ghinionul nostru, poate, ca țară, de a nu fi observat semnele care au existat de mult timp. Pentru că pentru președintele României, țara este un material didactic. Este o plastilină pe care oricum o prelucrează, rezultă tot PSD la guvernare. Aceasta este drama acestui moment. Astăzi, 25 noiembrie 2021, penelismul se separă oficial de liberalism. Penelismul, vă spuneam, a mers unde este locul, în buzunarul domnului Ciolacu, fapt pentru care îl felicit. Dar liberalismul trebuie să continue în această țară, pentru că este singura speranță reală pentru a fi într-adevăr european și pentru a deveni o țară modernă. Iar rolul acesta în acest moment în România îl are Uniunea Salvați România. Rolul acesta îl are USR și invit pe toți cei care cred că liberalismul este o soluție pentru România să vină alături de noi în perioada următoare. Și vă spun asta pentru că, da, coaliții absurde și ridicole au mai fost în această țară. Toate s-au făcut praf rapid și apoi a trebuit să vină cineva să repare după ele. Așa se va întâmpla, din păcate, pentru România și de data aceasta. Și atunci când va veni acest moment, USR va fi acolo. Mulțumesc!